Bună ziua! Sunt so profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Din capitolul fonetică, astăzi vom discuta despre accent. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 -a, de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Cine crezi că pronunță corect cuvântul scris cu verde? Maria sau Andrei? Bună, Andrei! Ce crezi? Profesorul ne-a dat o temă foarte ciudată. Ne-a pus să căutăm cum se pronunță cuvântul butelie. Bună, Maria! Profesorul vostru va a trimis să consultați un dicționar. Sigur vei afla de acolo cum se pronunță cuvântul butelie. Andrei a pronunțat corect cuvântul butelie, punând accentul pe silaba potrivită. El a consultat cu siguranță dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Să reținem! Accentul reprezintă pronunțarea mai intensă a unei silabe dintr-un cuvânt. În limba română, accentul nu are un loc fix. Poate cădea pe ultima silabă, decor, penultima silabă, reporter, bine, antepenultima silabă, ginere, a patra silabă de la sfârșit, lapoviță, a cincea silabă de la sfârșit, 19. În domn 2, în mod convențional, se subliniază vocala din silaba accentuată, butelii. Se mai poate marca accentul prin punerea unui alt semn convențional deasupra vocalei din silaba accentuată. În limba maghiară, pe ce silabă cade accentul? Să observăm. Accentul poate diferenția sensurile omografelor. Fratele meu are o haină nouă, acea persoană are o privire haină. Am cumpărat două torturi cu ciocolată. Oamenii îndurau torturi în vremurile de demult. Să exersăm împreună. Pronunțați cuvintele următoare, indicând vocala din silaba accentuată. Aripă, caracter, călugăriță, doctoriță, duminică, fenomen. Seif, teatru. Ianuarie, miros, regizor, sever, unic. Suntem, veveriță, taxi. Să continuăm exersarea. Alcătuiți enunțuri cu următoarele omografe. Copii, copii. Doi copii se plimbă prin parc. Am semnat două copii ale documentului. Mătura, mătura. Mătura stă întotdeauna după ușă. Vântul mătura frunzele de pescări. Veselă, veselă. Sora mea este o fetiță veselă. Mama a cumpărat veselă de corund. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Pronunțați următoarele substantive, precizând silabele accentuate. Alcătuiți enunțuri cu omografele: Roy, roi, roi. O pronunție corectă te ajută întotdeauna să te faci mai bine înțeles. Succes!